Și dacă nu pun botul șeful? Îl pun sigur, bă, nu știi că sunt disperați după avansare? Șeful, da, sigur e o farsă? Nu vreți să mă locuiți? Păi n-ai încredere în șeful tău? Am încredere, șeful. Promit că de acum încolo o să vă execut ordinele orbește. Trăiți! Nu execuți nimic. Taci, atâta tot. Taci! Trăiți, șeful! Ne-ați chemat, ră? Da, v-am chemat să vă anunț că s-a primit de la centru o circulară discretă, că vor fi verificate toate secțiile de poliție. S-a depus o plângere la Uniunea Europeană cum că poliția română discriminează homosexualii și nu îi avansează din cauza orientărilor sexuale. E, păi, da. Dacă zic... Păi nu e cazul la noi, șeful, că noi n-avem homosexuali. Da, și nici discriminare. Păi la noi nu s-a făcut discriminare nici pe criterii de prostie când a fost vorba despre avansări. Da, sexuală. Reiau. Pentru că UE ne acuză că discriminăm polițiștii gay, ministerul s-a hotărât să dea o dovadă contrară și să avanseze rapid un homosexual. Domnul Chestor a început deja să treacă în revistă efectivele ca să-l găsească. Așadar, dacă voi cunoașteți, aveți vreun coleg care și-a ascuns până acum orientările sexuale, e momentul să se afirme. Ia zi, ne vedem diseară? Păi nu trebuie să stai cu nevastă dacă vă filează paparații? Era vorba lui Pupă, să mă, da, stai liniștită că s-a rezolvat. I-am zis că a fost o alarmă falsă și... Mă, tu nu vrei să ne vedem? Ha? Te-ai săturat de torero? Nu fi prost, bandame. M-ai ciupit! Pare rău. Normal că vreau, dar nu știu dacă o să scap de pupăză. Trebuie să lucrăm la discursul pentru confruntarea finală, mai exact la poziția lui față de problemele din Ucraina. Hai, fugi că te anunțe când plecă de aici, hai. Da, de ce să fii tu gayu și să nu fiu eu? Pentru că eu am nume credibil, tu n-ai. Hai să zic că te găsești, dragi, adică ce? Numele meu de rat că te prezlesc că te ești de mare. N-am zis asta. Am zis că numele meu e predestinat. N-o să se îndoiască nimeni că eu sunt gay. Asta, până o să-și ceară cariba să-i prezinți partenerul, mă înțelegi? Și atunci de unde îl scoți, mă, de unde îl scoți? Dar tu de unde îl scoți? Na, ia, îl scoți în... De unde? Din... Vezi că n-ai de unde să-l scoți. Băi, hai să zicem că suntem amândoi gay. O să trebuiască să ne avanseze pe amândoi, că altfel ar fi din nou discriminare. Corect! A, că noi și așa formăm o echipă, da. Mergem peste tot, pe teren, unde e nevoie și mai și dormim împreună, avem locuință comună. La fiz, amândoi! O să trebuiască să ne schimbăm comportamentul, adică să ne comportăm așa ca atare, într-un... Bă, dă-te, dracu, te găsește, drace, nu că te șilipesc! Bă, scârba, dracu! Ce vrei să insinuezi, mă, că trebuie să ne iei? Milițene! Da-ți-a gălit mirajul avansării? Milițene! Spuneam doar că trebuie să vorbim într-un fel, să avem și noi niște gesturi, trebuie să învățăm de la cineva asta, nu că... Știu! Nu spui niciun nume, că poate l-avansează pe ăla. Da-și dracu din gură de tampit. Vorbeam despre Gina. Ea ne dă meditații. La gestică, la... Vezi că diseară trebuie să mă duc iar pe teren. Pupă să mă trimite. Pe la ce oră? Habar n-am. Mă sună el când trebuie să plec. Sau mă rog, o să-mi dea bip, că doar știi despre cine vorbim, nu? Corect. Măi, dacă e sarcină, du-te. Da, să fii cu minte. E normal că o să fiu cu minte. Hello, mister. Bună. Deci, diseară avem treabă. Cam, da. O să lucrăm la poziția aia. Exact. Trebuie să fie una dură. Să știe toată lumea că pupăză nu se lasă intimidat de ruși. Pupăză? Exact. Eu mă referam la ce o să facem noi când o să vii tu de la birou. Că nu degeaba l-ai trimis pe Van Damme în teren, nu? S-a zis el că l-am trimis eu în teren? Normal, dar știi că e obligat să-mi dea raportul. Sau m-a mințit? Nu te-a mințit, măi. Normal că eu l-am trimis ca să putem să ne facem de cap. Să-mi dai un bip când pleacă, ca să vin să te termin. O strează de pătru de seară. Fiară. Da. Pănuiesc că ai pregătit ceva și pentru gogoașa, doar nu o să ne stea pe cap, nu? Da. Normal că da.
mă, nu mă duc, că sigur nu mă primește. Gogule, tu vrei să o sun pe Măta și să-i spun că îi sabotez nepoțelul? Vezi că ea m-a pus să mă ocup de cuplajul tău cu Gina. Că de-aia mi-a și dat bani de campanie, mă. Da, mă, dar ce zic? Mă duc așa pe capul ei ca toți libidinoșii. Îi zici că ți s-a făcut dor de ea, nu fii așa tântălău. Hai, pune mâna și sună. Că dacă nu sun eu pe Măta imediat, pune mâna. Nu, stai, calm, cu sun. Alo, să rămân la Ginuța. Ce mai faci? A, da, am înțeles. Bine, du-te, sigur. Normal, mi se pare că e o treabă importantă. Hai, te pup, pa. Vezi? Mă duceam degeaba, că nu e acasă. Că s-a dus la Popone și la Chiorete, care are niște treabă. Lasă-te rimangere. Ai și chemat-o. Mămică, să știi că eu am vrut să vorbesc cu Gina, dar nu e acasă, că a plecat în garsoniera la polițiști. Adică eu ca proasta! Îi fac lui Miro noșița asta, toate poftele! Ba mai mult decât să ia mânchile și apartament! Și am și dinde cu toți gaborii? Nu, mămică, nu s-a dinde cu niciun gabor! S-o fi dus să rezolve actele de adopție ale copilului. De unde știi tu, bă, prostule? Ia lasă că mă duc eu să verific, că nu vreau onoarea fufă! Voi doi vreți să vă dați drept gay. Păi țara asta e plină de discriminare, mă, vreți să vă dea afară? În nici într-un caz nu ne dă, ba din încontra, chiar ne avansează. Căci că fiindcă vrea să îmi demonstreze la UE că poliția nu discriminează, că e europeană. Hai, mă, Ginuța, doar așa câteva ponturi, o expresie, câteva mișcări. Haide că dacă ne avansează pe noi, noi o să avem autoritate mai mare și o să putem să-l forțăm pe pupăză să-ți recunoască copilul. Bine, mă, fiți atenți la mine. Pasul numărul 1. Trebuie să vă mișcați lasciv. Da, lasciv. Pasul numărul 2. Trebuie să vă atingeți absolut întâmplător zonele intime. Păcat că te-a dat la carcatiță. Iar pasul numărul 3. Să vorbiți cu diminutive. Vă rog. Haideți. Rățușcuță? Eu, frumușelule? Frumuș... Da? Da, hai. Rățușcă mică? Băi, nu e rău. Nu, pe mă tine, rog. Pe mine trebuie să mă ating. N-aveți și voi o pereche de pantaloni mulați? Doar niște ștrampi pe care ne punem pe didisup iarna la pantalon ca să, nu ne înghețe... Foarte bun, foarte bun, iată-te și Adăi. Să vedem cum vă vin, să vedem dacă puteți să mergeți așa la secție. Da, da. Păi hai! Adus menelele, dar îți o scuța mea, da? Așa. Ia-ți, bă, ștrampi, ia. Iată. Foarte bun. Jos textila. Ce? Jos textila. Sunt dragul. Hai! Așa moară veta, deci până la urmă mintu, e bine? Împielițaților, voi ne cinstiți nora, adică voi iubițica lui Costelușcă Mătălui! Stai, tătișor, stai, bre, că nu e ceea ce crezi la tale. Noi n-avem nicio treabă cu Ginuța, bre. Și atunci de ce stai, bă, cu izmenele în vine, a? V-a apucat cu furea la pământul ăia, cu unghi, bă, cu cășii? Sau vă ericiți pe la izmene? Am pierdut la cărți, tătișor. Nu e adevărat, nena, asta, tante, e... Noi am vrut să-i demonstrăm lui Gina că nu ne ieșităm în prezența ei, pentru că noi suntem gay. Ce? Ce tași, mă, cu prostiile astea? Adică până ieri erați normal și acum v-ați sucit? Da, tanti! Da, pentru că doi bărbați care sunt îndrăgostiți, care suferă din dragoste și care stau în aceeași casă și dorm în același pat și mănâncă la ce... La un moment dat pot să-și înnece amarul unul într-altul. Puuu, spurcaților, iată! Este-i! Chestia asta nu ține la mine! Că și Costelușa al meu stă singur în casă cu pupăză și niciunul dintre ei n-are iubițică! Și nu e gay niciunul! De unde știi, matale? Ce, mă? Da, de unde știi? Ia, explică și mie cum pupăză poate să refuze o femeie ca Gina, uită-te la ea! Și Costeluș, de ce o tot tărăgânează și nu se grăbește să o convingă să-l accepte ca tată? Uită-te la ea! Adică ce vrei să-mi spui, că Costeluș al meu e gay? Doamne! Ai intrat să domași comora în casa mea! Dă-te, făcă-le așa pe tine!
Cum poți să nu porți kilos la vârsta asta, mă? Vine, vine! Vine, vine, da! Da! Alo! Am închis. Era Gina. Asta sigur vrei să mă măscărescă că am trimis-o pe mămica pe cap. Păi, ce mă fac? Lasă. Pupăza, să faci bine și s-o sun pe Gina, să-i explici de ce e mămica mea pe capul ei. Că dacă nu... Băi, nu-mi pipă... Băi... Ah, bravo, mi s-a terminat bateria. Aman acum. Ema, îmi împrumut și mie telefonul tău? Să-l sun? Îi dau doar bip. Aha. Ok. De ce nu a răspuns? Poate e ceva urgent. Ah, păi nu, n-a sunat, era alarma. Era alarma că am programat eu alarma să mă sune ca să mă anunțe când trebuie să mă duc acasă să mă culc, că trebuie să fiu odihnit ca să arăt bine pentru dezbaterea finală, nu? Corect, bravo, păi fugi acasă. Da. Hai. Pa. Pa. Ah, tăurașule. Doamne, ce chită e ăsta? I-am dat bip de 5 minute și nu sună. Poate nu vrea să vorbească cu tine, mă. Simte că vrei să-l mascărești. Da. De unde știi că am sunat eu? Că am dat bip de pe telefonul tău. Ce ai făcut? Ai nebunit cum să dai bip de pe... Telefonul meu puteai să suni? Că eu nu sunt chitră. Ia uite, nici nu răspunde. Păi nici nu mă miră. Chitră e tot chitră. Să nu-și consume bateria. Băi, vedeți că trebuie să plec, că m-a sunat pupăsa. Ah, slavă Domnului! Adică, Domnul să fie cu tine și să te aibă în pază, să nu faci de făcute. Băi, Gogule, lasă-mi aibii telefonul ăla și du-te la fata aia și rezolvă problema singur. Că dorești bărbat, nu glugă de coceni. Nu mă duc, că nu am curaj. Că sigur e plină de nef cu mine acum. Ce faci? Mă bucur! Mă bucur! Bravo! Felicitări! Mă bucur că au venit sondajele noi și am ajuns la doar câteva procente față de hoțul ăla de pe locul întâi. Super! Nu te bucuri și tu cu noi? Eu nu, pas! Chiar sunt plin de nervi pe tine! Ia să sun pe Gina imediat și să rezolv situația, că dacă nu... Gina e acasă, mă, la ea poți să te duci! Vezi, mă, tântălăule, de-aia a sunat! Păi da, și ai și motiv, mă! Te duci ca să-i dai vestea cea mare, cum că suntem în sondaje foarte aproape de câștigarea alegerilor! Deci, și tu de postul de ministru! Cu asta o dai pe spate, spun! Și tot, mă, după nu se întoarce mămica, s-a făcut ce a discutat la chiorete! Aoleo, fătălău ești, mă! Mă duc la sediu, te sun când pleacă Teo. Hai de capă! Bogoașe, fiști tu atent! Felicitări! Mersi. Super. Și ție! Teo! Da? Teo, tu ce faci aici, dragă? Teo! Da? Tu ești cu cineva? Nu, cu cine să fiu? Pe tine te așteptam. Pe mine? Exact! Că m-am gândit la ce ai spus despre relaxare și... Cred că ai nevoie de un alt fel de relaxare înainte de confruntarea finală. Dacă hormonii ăștia te fac să fii impulsiv și nervos. Dar mă rog, dacă nu vrei, nu e nicio problemă. Poate e pe alta. Cine a zis, dragă, că am pe altcineva? Și cine a zis că nu vreau? Că vorba aceea, puțină relaxare hormonală nu strică. Mai ales când o facem pentru o cauză nobilă. Da. Ca să salvăm țara. Da. Bună! Salut! Salut! Eu mă duc la sediu că și-a uitat pupăza discurs. Păi ce faci, vandame? Îți lași nevasta să plece singură noaptea pe străzi? Cine a zis o las singură? Mă duc cu ea, normal! Hai, dragă, să mergem! Să mergem!
Chiar așa, ce faceți, mă? Ce facem? Ce facem? Facem! Așa și mâine, mernicule, te lauzi că lucrezi pentru țară și când colo tu lucrezi pe asta, mă? Nu pot să cred, Teo, că ne-ai făcut una ca asta. Van, da, mi-ai nebunit? Da, bună, 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 bună întrebare, că asta era nebună de mult. Corect! Cum ai zis, mă, Carule? Adică tot tu! Exact, tot! Eu, ce vrei, dacă ce vrei, adică ce? N-am voie sau care-i treaba? Eu nu sunt căsătorit, ea nu e căsătorită, deci ne putem trăi și noi viața. Adică ce vrei să spui, că în ce calitate îmi cer tu socoteala? Vrei să spui că sunteți geloși? Da, sunt geloși! Poftim? Ce? Adică suntem geloși pentru că noi doi nu putem să o facem că ne ies bube și voi o faceți ca niște inglați în fața noastră să ne stârniți! Dacă nouă nu ne ies bube! Să vă fie rușine! În loc să ne concentrăm la campanie că mai avem câteva zile, voi... Da! Din clipa asta! O să lucrăm din nou în echipe combinate. Ne combinăm ca înainte. Așa cum am făcut la legea prostituției. Să fie clar că eu voi lucra cu Pupăză și voi doi. Altfel este campanie electorală, nu electorală. Treziți-vă odată. Poftiți, domn Chesler. Ia zi-mă, Mateescule. De ce m-ai chemat? Care-i surpriza? Să trăiți? Ba! Bă, nu vine să cred. Nici nouă nu mi-a venit să cred în Don Chisor când am aflat. Bravo, bă, băieți, bă, nu e prea târziu să vă apucați de sportul ăsta? Mai bine mai târziu decât niciodată, șeful. Și-o face numai ca să îmbunătățim imaginea poliției. Da, nu pentru vreo avansare. No. Păi nici n-aveți cum, că până nu obțineți performanțe, nu se pune problema avansării. Performanțe? Da. În ce sex? Ăsta a sens. În sensul că trebuie să fiți cei mai buni din echipa poliției. Și asta nu e ușor, trebuie să trageți tare. Nici nu o să vă mai simțiți fundul la cât o să intre în voi. Kilometri? Dar ce zic eu, kilometri? Sute de kilometri. Scăpa picioare, șeful! Eu renunț la avansare, renunț la tot! Eu nu sunt gay! Să-mi trag una, bre! Cum ne-a zis că sunteți gay? Păi n-a zis că o să ne băgați în echipa de gay a ministerului și că nu o să ne mai simțim fundul de la sutele de kilometri, dar... Echipa de ciclism, mă, proștilor! N-ar fi echipați pentru asta? Și nu o să mai simțiți fundul de la așa. La câte ore o să stați pe ea la antrenamente? Dar de unde e legătura asta cu ghii? Păi noi am crezut că faceți referință la circulara aia de la UE, care vă cere să avansați niște polițai ghii. Eu? Da. Să avansez ghii? Păi... Și ce circulară? Cine a mai scos, mă, tâmpenii asta? Așa ne-a zis șef! Scârba! Ce? Am făcut mișto de ei, șef! Că știam că sunt înnebuniți după avansare și v-am chemat să vedeți la ce se pretează pentru ea! Bună! Bună gluma, Mateescule! Foarte bună! Pentru asta e penalizare 20% din salariu. Că dacă se afla în presă, făceai secția de râs. Dar cred că s-a și aflat. Taci! Nu pot să cred că ai făcut așa ceva! Tocmai tu, mă, care erai un cuceritor, un macho man, în halul ăsta să ajungi? Hei, Bretante, dar despre ce vorbești? Nu nega că știu tot despre relația ta, perversule! De unde ai aflat? E adevărat? Te cunoști? De ce, oamenii? Tati, îți explic! Mă simțeam singur că campania, virgulă, mi-ocupă tot timpul și cum era aici și lângă mine, non-stop, non-stop. Dar e bărbat, nefericitule! O să pieriți amândoi în focurile iadului! E, mă, e bărbat? Că nu eram aproape sigur că e femeie. Auzi, prima tare, te simți bine? Dar cine vorbește prostovane despre Emma? Eu vorbesc despre spurcăciunile pe care le-ai făcut tu și cu prostul Nafimiu! Adică ți-a zis el că eu cu el am... Mincinos, ordinar, să vezi și-l omor! Ce, bă? Stai, bre, că era o metaforă! Auzi, cum poți, Matale, să-ți închipui că eu, dită mai candidatul la președinție, sunt eu imaginea de macho cu... Și cu cine, bre? Cu o balenă eșuată? Stai, bre, că era o hiperbolă, că el e ca o hiperbolă! Eu am crezut că Matale vorbește despre relația mea cu Emma! Nu minci, popoșe!
Mihaele, că tu n-ai nicio relație cu Emma. Că doar nu ești sinucigaș. Iată-te cum facem. Dacă îți demonstrezi, te liniștești și promiți că nu spui nimănui. Bine. Ok, hai să o văd și pe asta. Hai, vină încoace. Bă, tu chiar vrei să mă convingi? Shhh, intră aici, că ai relație cu... Stai, ce că-mi dă repite în cuiala? Shhh, hai aici. Emma! Emma! Ce-i, dragă, ce? Vrei să mă împași pentru aseară? Să știi că nu se poate. E gogoașă în casă și mă zic că vine și masa. Sentimental n-am înșelat-o, că pe Teo nu iubesc. Stai, bă, nu da! Ce-ai zis? Că pe Teo nu iubesc. Iasă, tu cu Teo, nu cu... Da, bre, cu Teo, normal că cu... Tu stai așa că zici că știi! Ce casă, ce zare a devenit locul ăsta! Adevărat s-a mutat Sodoma și Gomora! V-ați stâmpit toți! Nu, că trebuie să plec cât mai uite de aceea. Și să iau și pe Costelul și pe Ginuța. Va să mi-i spurcați, băie! Diavolilor! Spurcați-lor! Oarbă pe voi! Puuu, ardă, mă rog, să mă ardă! Rața-i! Doamne, iartă-mă! Cred că ai nevoie de un altfel. Scuză-mă. Când o facem pentru o cauză nobilă, da. Ca să salvăm țara, da. Și numai țara, Europa, lumea, să astupăm gaura neagră. Emma? Emma e bărbat? Și eu am crezut că e aproape femeie. Că e... Prima dată te simți bine. Face șefa sufletului meu? Încertează cu siropurile, că știi că nu sunt genul. Treci direct la subiect, că am la treabă de nu știu unde să dorm la noapte. Păi, dacă vrei, poți să dorm la mine. Era o glumă. Deci ai sunat ca să-mi auzi vocea? Nu, nu, nu. Vreau să ieșim diseară undeva. Mi-ar plăcea, dar tocmai ți-am zis că am la treabă de nu știu unde să dorm la noapte. Păi ai zis că era o glumă. O glumă inspirată din realitate. Că sigur mă prinde miezul nopții la sediu. Mai sunt 3 zile până la alegeri și trebuie să finalizăm strategia lui Pupăză pentru dezbaterea finală. Hai mă, Teo, ce n-ai da, mă? N-ajunge că stai toată ziua bot în bot cu Pupăză. Acum stai și noaptea. O să încep să cred că îți face plăcere.
Poponețule, pentru informarea ta și calmarea puseului de paranoia pe care tocmai îl dezvolți, pupăză, nici nu o să fie diseară cu mine la sediu, că se culcă de vreme, că trebuie să fie odihnit pentru confruntare. O să lucrez singură și dacă ai început cu acuzații de-astea, nici că mă mai văd cu tine vreodată. Am fost un pic gelos. Ce să fac? Dar uite, ca să... îmi cer scuze, o să-ți fac o surpriză. Să-ți fac o surpriză și te pup, să rămână. Pa! S-a închis, e? Nu! Probleme în paradisul psihiatric? Nu, o să le rezolv! Da, că de-aia o să mă duc diseară la ea cu o cină la locul de muncă. Asta o să fac. Și o să o surprind cu chestia asta, mai ales că e nemâncată săraca care la treabă... Salut! Popăiți, am o problemă. Ce trebuie să fac? Că mi-am pierdut portofelul. Cred că trebuie să-l declar nul. Dacă bănuiesc că n-aveai niciun ban în el, că era gol. Că dacă stai cu pupăză... Dar nu era gol! Nu? Nu! Chiorete, preia cazul. Eu am niște treabă, trebuie să rezolv o cină. Nu lăsa, te rog! Ia zi, bă, guștere, cât aveai în el? Nu mai știu, dar știu că aveam câteva milioane. Milioane? Da. Păi atunci du-te și cată-l-i la pupăză, bă. Că asta când e vorba de sume mari, știi că atrage mai tare ca magnetul. N-am de ce să-l caut la pupăză, că l-am avut la mine când am plecat la piață și cred că acolo l-am pierdut. Păi atunci du-te acasă, bă, și dacă l-aduce cariva, ți-l dau eu ție în dărât. Mersi. Dar sunt șanse, nu? Mari, mari de tot. Păi când o să vază găsitorul fața asta de milog doai în buletin, o să-i săru pe cămașa după el de milă. Și mi-l aduce. Ce bine. Adică? Adică, exact ce spuneam. Uite, pare rău că n-am un portofil să-ți dau milogul, dracu. Ieși, bă, afară, panaramo. Am crezut că-i închis-o tu. Voi doi? Da. Da, mă. Da? De-aia lucrați voi până noaptea târziu, nu? Aha, și de-aia o apărai tu cu propriul tău corp de nu știu care evadat care nu există, nu? Bă, dar ce prost am fost! Bă, dar cum de n-am fost în halul ăsta de orb? Bubulețule, dacă îi spui ceva lui Ema, te omor cu mâna mea! Fac, dame! Ai nebunit? Nu, n-am nebunit. Mai bine fac pușcărie decât să mă schingiuiască aia pe viață. Că știi că-i sadică. Păi, inconștientule, nu așa se rezolvă problemele. Da, cum? Cu diplomație. Lasă-mă pe mine că rezolv eu. Hai, ieși. Nu ies. Ieși! Nu ies. Ieși, măi! Ieși odată! Salut, ieși. Mă. Și acum că am rămas singuri, ia zi, ce vrei ca să-ți sigură? Știi foarte bine ce vreau. Ok, dar asta de naiba să nu fii mormânt, că te fac eu. Eu, stai că la asta mă referă, la Ministerul de Interne, aia vreau! Păi de ce nu-i zis așa, mă? Lasă că vorbesc eu cu pupăză. Ce să vorbești cu pupăză? Trebuie să-mi garantezi, nu? Că tu faci guvernul, tu ești primul ministru, în tine am încredere, nu în pupăză, care e președinte, poate să facă nimic. Ok, e ministerul tău, e bine așa? Da! Bine. Foarte bine. Bravo. Ia stai, că n-am zis să te oprești cu ce vrei și tu să faci asta. Ah, salut! Ia zi, ați mai aflat ceva despre portofelul meu? Băi, gogoșarule, eu am față de țărănoși? Adică sunt eu Chiorete cumva? El se ocupă de portofelul tău. Păi și bine, mă, și tu nu poți să-mi dai o mărturie de informație? Nu, pentru că nu o posed. Și chiar dacă ar fi așa, cum îndrăznești, mă, să-l întreb pe viitorul ministru de interne despre căcățișuri de-astea? Rahatul! Extraordinar! Ai, pardon, du-te că ai treabă. Ce caz, mă, Acile? Cum veni să întreb de portofel, mă, ce doare? Păi și de ce nu l-ai întrebat, mă, Popăponesc? Că eu acum viu din teren, sunt frânt. Ai, păi de-aia l-am întrebat. Da, a zis că nu e cazul lui, că e cazul tău. Că el, vezi, doamne, cu picioarele pe masă, în calitate de viitor mare ministru, nu se cumpără la nivel așa de jos. Poala avansează, fraților. Băi, cu ce treabă, pe la noi?
Mi-am pierdut portofelul și nu vrea nimeni să mă ajute. Bă, noi n-avem destule efective ca să rezolvăm infracțiuni serioase. Cu ce naiba să căutăm portofele verzi pe pereți? Păi nu era verde! Și dacă era furat, ce făceați? A, era cu totul altceva? Da? Da. E, păi atunci e furat! Uite, o să schimb declarația, na, e bine? Dar de ce l-aș pune pe Poponez la interne? Pentru că e prietenul meu și vreau să-i fac o bucurie, na. Dar și Chiuret e prietenul meu. Mult mai vechi decât e ăla al tău. Nu prieten în sensul ăla. Iubit? A? Ce, tu te iubești cu țăranul de Chiuret? A? Plus că de Chiuret avem nevoie la agricultură, că e singurul care se pricepe. Că e de la țară. Iar acolo chiar ne trebuie o mână de fier polițienească, așa cum e Chiuret. Și de ce, mă rog, să avem noi nevoie la agricultură de o mână de fier? Ce să facă, mă, Chiuret, cu mâna aia de fier? S-o bage în brazdă, să are cu ea, să întoarcă pământul, să ia melci, să-și bage în... Pentru că de pe ogoare se fură ca în codru și din codru și mai rău. Numai? Da, da, în interne ca la codru. Să vă zic o bombă! Ghici ce am găsit în piață! Salmonella? Nu, băi, ciupulitule! Un portofel! Dar nu e asta bomba! Ghici al cu ei! Alu Gogoaș! Păi ești nebun! Și știi că nu mai funcționează lu' ăsta paranormalele! E pentru că a depus Gogoașă plângere, mă, nu de la paranormale! Mă miream eu să-i mai meargă la vârsta asta! Bă, dar te vine cu pastilat, păi după mine mă faci boșoră? Sau care-i treaba? Bă, tu cum vorbești cu superiorul tău, mă? Ia de ăsta! Stai că te găsești! Bă. Ce superior? În prostie sau care-i... Ah, ca să cazem la tine! Da, șefa, l-am convins pe Pupăză, ai ministerul. Dar să dea naiba să nu ți se crepă la numire, că ție adio de la post. Să mormânt, șefa! E, dacă ești așa tare în gură, trebuie și făcurat în arest. Ce? Ce vorbești? Păi ce sunt eu, prostul seții? Executa! Rea! Norocai că ești mâna dreapta lui șef. Dar gândește că n-am niciun interes să se afle. Că dacă află Chiorete că Pupăză m-a confirmat deja la interne, moare de oftică, că este ofticos rău. Da. Buletinul, card... Hopa, bănuți. Ăștia rămân la băiatul, că prostia se plătește. Altădată să fii mai atent. Salut, Gogoașe. Vino să-ți iei portofelul, că e la secție. Păi ești nebun! Mi-ai adus portofelul acasă! Bravo, bă! Asta da atitudine de poliție europeană! Mai dă-te măta cu portoficul tău cu tot! Zi unei pofai tu! S-a dus sus să se odihnească, că de seara are o confruntare și nu vrea să fie deranjat. Băi, nu deranja, că mă loftiți și după aia îți pierzi ministerul. Asta s-a și întâmplat, de-aia și urc să-l recâștig. Să bastă mă, dragă, milițene. Ia, dar ce făcea, zacuscă, ai? Eu doar îi arătam ei un ceas cu fosfor. Și cu tăie? Hai, da. Hai, sitir, cu scuzele tale de doi bani, că e jeanic, pofăitule, că toată lumea știe că ești un netrebnic. N-ajungea, bă, că m-ai tradus și m-ai trădat pe mine. Acum ai mai trădești pe vandale. Știi, băi, doi nebunit, adică tu cum... Zici tu că te-am trădat eu pe tine? Păi ce, mă, eu m-am culcat cu vreuna din găcișile tale? Hai, Sipir, încă o dată! Șefa, Dezirect, să mai continui lista? Nu, nu! Și, până la urmă, să știi că nu la muie făcea referință. La loialitate, la prătenie. Ce mi-ai făcut? M-ai trădat scârbă cu chip tău om! Pe mine, pe mai un prieten al tău! Eu, mă, care te-am ținut la sânul meu și m-ai mușcat ca o viperă cu corn! Și-ai dat postul meu de ministru de interne! Cui? Nu Poponeț? Rușine! Trădătorule! Rușine! Cum? Ia stai, mă, așa, mă, că eu nu am dat niciun post de ministru de interne, mă! Teo îi l-a dat, că ea e premier! Minți! Nu! Vezi cum respiri, fofăitule? Că te oi numai așa cu numele. Toată lumea știe că tu faci guvernul. Panaramo! Nu e adevărat! Măi, zi-mă și tu ceva! Eu? Da! Măi, Chiorete! Măi, zi-mă,
problema? Păi, fii atent. Deci, președinția s-a sfătuit cu executivul și au ajuns la concluzia unanimă da? Că e mai bine ca tu să fii ministru la agricultură, că e singurul din staff cu experiență în domeniu. Hai, citim! Nu-i fi de jenă, Panaramo! N-ajunge că v-ați bătut joc de mine în fel și chip, acum vă ce și țăran în față! Vă crăp amândoi! Dar nu-i nimic, că dacă n-ajung eu la internet, n-ajungeți nici voi, nicăieri! Ba nu, voi o să ajungeți, dar la animare, cu dalea în nas și în venă și cu popa la căpătâi. O să-i spui o bandame ce am văzut acilea și să nu credeți că nu vă ia la trei coaste și vă frângeți pe genunchi, praful să alege de voi! Stai loc! Ok, asta fi ministru de internet. Că spui mata? Nu, că spune pupăza. O să convingă el pe Teo să te pună ministru de internet în locul lui Popănescu, nu-i așa puțin? Vezi, mă, s-a rezolvat. Dar să dea dracu! Să spun lui Van Damme ce ai văzut aici, când te mai duci la internet, mă, te duci direct la morgă, că nu numai Van Damme poate să omoare și eu pot să omor! Nu știi, mă? N-am văzut. Hai, salut! Salut! Ai venit să mă cinstești că ți-am găsit portofelul? Tu l-ai găsit! Păi cine? Și nu doar că l-am găsit, dar avea și toți banii în el. Deci, dai și tu ceva? Da, sigur că da. Stai să-l încă, să-l iau de la șeful, că azi bani au la mine. Hai. Ce mai sunt? Câteva zile până la alegeri. Trebuia să se fi hotărât și să ne anunțe până acum pe cine pune la internet. Sincer, eu cred că-l pune pe Matescu. Da, sigur, ce să mai... Dar de ce ești așa sigur? Că fiindcă am auzit-o pe Teo. Și pe Popăză nu pot să mă supăr pe treaba asta. Că era dator lui Matiescu. Că doar Matiescu i-a întârziat finalizarea dosarului. Nu? De predare. Poftim, portocalul? În sfârșit. Da, dai și tu ceva, măcar de un suc pentru agentul care ți l-a recuperat. Da, sigur. Că știi cum sunt lefurile la noi. Mici. Și de-aia mai stimulăm și noi competența din surse externe. Cum să ne dau? Îi dau cu siguranță la mușchilica, că doar e prietenul meu și mi-a recuperat. Cam și de unde, că am... aveam niște bani aici, nu mai sunt. Unde sunt? Păi de unde să știu eu unde sunt? Tu i-o fi luat cuțul când ți-a furat portofelul. Că tu ai zis că a fost un furt, nu? Și pe urmă l-a aruncat ca să nu fie prins cu corpul delict asupra lui. Păi da, dar n-a fost furt... Da, mușchilica, când a zis că l-a recuperat cu tot cu bani. Așa a spus. Bă, tu mă faci pe mine hoț? Nu eu. Mușchilica, indirect. Corect. Pastila nemernic. A luat banii ca să mă bage pe mine în belea, să mă discrediteze și să-mi ia locul. Dar nu-i nimic că va plăti scump, poate chiar cu postul. Matescu, stai puțin. Hai să nu ne precipităm, las-o încolo. Ce naiba? Poate n-am înțeles eu bine. Las-o și acum a picat. Că mi-a recuperat actele, cum să-i fac eu la mușchiulică în chestia asta? Să-și pierdă postul pentru niște amărâți de marafes care cred că nici nu i-am luat. Poate nici nu i-am avut. Păi... Hai, noroc. Salut. Salut. Hai. L-ai recuperat? Da, uite-l. Și acum îmi dai și mie ceva? Nu. Că tocmai am aflat că te-ai autoservit. Și ai face bine să dai banii lui Matescu, că am apucat să-i spun că l-ai găsit cu banii în el și vrea să te pedepsească cu retrogradarea. Înțelegi? Păi ești nebun? Mătura. Bă, dar eu n-am pus mâna. Bă, să n-am parte de mușchii ăștia, să arăt ca un somales dacă am pus eu mâna și am luat ceva din portofel. Să mor tu? Și atunci cine a luat, mă? Că era plin. Și acum e gol. Ia uite. Păi ce... Nada. Cine să-i... Bate vântul. Vin, sec. Petreușii au luat, mă. Nenorociția, de-aia s-au luat Chiorete cu mine la bătaie ca să facă o diversiune să poată să umble Popănescu la portofel. Dar n-are nimic, las că mă ocup eu de ei. Ia zi, câți bani aveai acolo? Vreo 3 milioane. Să ocupă băiatul. M-ai mințit! Recunoaște că nici măcar n-ai vorbit cu pupăța. Popănescule, te-ai nebunit? Te-o lasă circul, că mi-a zis Chiorete că e stabilit deja ministru. O să fie Matescu. Chiorete nu știe nimic, prostule. Pupăză i-o fi zis de Matescu ca să-l pună pe pistă falsă. Că nu putea să-i zică că l-am convins să te pună pe tine. Nu că-i facea ăla crize. Că sunt prieten de-o viață. Păi și ce, la Matescu nu face crize? Nu, că e logic să-l pună pe ăla, că i-a întârziat dosarul penal, tărăgănând ancheta.
Păi asta înseamnă că pot să obțin postul. Nu, Poponețule, nu-l mai obții, că ai încălcat înțelegerea. Ți-am zis să fii discret și să nu vorbești cu nimeni de minister și tot ce ai făcut. Ai făcut clacă cu Chiorete. Măi, te o jur că nu i-am zis că eu o să fiu ministru. Au, știi ce-mi lăsă rece ce ai zis? Cât timp ai încălcat înțelegerea, ți-ai luat adio de la minister. Da, și eu o să-i zic lui Emma ce făceai cu Vanda. Aha, și ea o să te creadă din părți. Ai vreo dovadă? Păi de ce crezi, mă, că l-am evacuat rapid pe Van Damme atunci, milițiene? Ca să nu ține ideea, să ne faci vreo poză. Mamă, ce prost am fost! De-aia n-ai ce căuta în guvernul meu, că eu nu am ministri proști. Atunci înseamnă că nici pe Chiorete nu poți să-l iei, că ăla-i mai prost ca mine, că e țăran. Te o fi atentă. Dacă îl pui pe Chiorete, îi zic lui Emma. Trăiți! Căzuseră din portofel, șeful. Dar de ce nu mi-a spus că lipsesc? Că mă sesizam și mă ceam să-i caut. Păi, n-am observat nicio mușchiulică. Gogoașe mi-a zis că lipsesc. Mă rog, bine că s-a rezolvat și stau și eu liniștit că ești un agent cinstit și devot a secției. Și șeful ei, până la moarte, trăiți! Salut! Mă, bine-i să fii înconjurat de proști. Eu vreau să discutăm puțin despre ministrul de interne. Că m-am mai gândit și... Poponeț nu e o idee bună. Doamne ajută! Slavă cerului! M-am mai gândit și eu. Și dacă o să-l punem pe el, o să zică lumea că îl favorizăm pentru că e iubitul meu. Și nu suntem cu nimic diferiți față de guvernele anterioare. Eh? Vezi? Știam eu de ce te pun premier. Da, dar vezi că nici pe Chiorete nu pot să-l pun, că e aceeași situație. Păi de ce? Că el nu e iubitul nimănui. Pentru că e aiurea. Cum explicăm că dintr-un pârlit de agent ajunge Dita mai ministru, nu? Nu trebuie să treacă și el printr-o fază mai intermediară de șef de secție sau chiar chestor? Cu ce treabă pe aici, Poponețule? Iar faci vreo deșindere aberantă? Ți-e dor de vreo amendă cumva? Am venit să discutăm foarte serios despre portofelul de la inter... portofelul de la interne. Păi ce treabă mai ai tu cu el? Că mi-a zis Teo că gata, te-ai retras. Nu, ea m-a retras. Da, ca să se răzbune că m-am despărțit de ea. Dar tu n-o să iei în seamă și o să-mi dai mie ministerul. Pentru că altfel eu o să fac public o relație secretă despre care tocmai am aflat. Ce? Ce relație, mă? Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Și acum eu o să mă duc și o să o aduc pe Teo ca să-i comunicăm împreună decizia luată. Ce ți-am zis, mă, amândoi să nu vorbești cu nimeni? Tu ești inconștient și cu ei ai spus, mă, fix nu poporeți, bă, dar ești milițian, pe cuvântul meu. Eu? Păi... Cum să-i spun, mă, lui Poponeț? Că eu n-am zis nimic la nimeni, să n-am paie la măgar dacă am zis eu ceva la careva. Și cum mă eram tâmpit în capul ăsta al meu să-i spun fiți lui Poponeț când e contracandidatul meu pe aceeași funcție, rete de ministru de interne, nu e... Ia stai! Asta e făcătura ta, pupăză! Asta e! Nu mai vrei să mă pui pe mine ministru de interne? Te-ai sucit iară! Dar să știi că cu mine nu vă merge, bă, băiețași! Nu vă merge! Dacă nu-mi dați mie postul, eu îi spun lui Van Damme ce-am văzut! O să vă rupă, uite ce-a făcut! Spune-mă, ia spune-mă, că... Spune? Lasă-mă pace! Ai vreo dovadă, mă, nu să te creadă în veci, mă! Ba da, mă, că... Ce dovadă ai, mă? Păi nu v-am văzut, mă! Am văzut, aia nu face nici canci, să știi! Dacă erai deștept, ne făceai o poză, dar nu ești. De-aia nu merită să fii în guvern. Ce? Ce-i fac, păi? Ia mi-o în pace! Ia mi-o în pace, scârbă bretonată! Ia zi-i la ăștia, când ți-am zis eu, ție, mă! Nu, mă, nu! Nu știu nimic de Emma. Eu am zis că e împreună Van Damme cu Teo. Mă, deștepților, păi astea sunt perechile în care lucrăm, mă. Exact, pentru o mai bună eficiență. Că nu e nimic între noi. Și o să fim între noi. Că nu e. Până voi chiar nu aveți scrupule, mă, nesimțiților. Sunteți în stare de orice nemernicie să puneți mâna pe amărâtul ăla de minister să vă fie rușine. Sunteți în stare chiar să distrugeți și o familie, mă, nesimțiților. Dacă mai continuați cu chestii de-astea, nu mai ocupați nicio funcție. Și dacă distrugeți campania, s-ar putea să dați de belea cu colegii care
care își pierd ministerul din cauza voastră. Vezi cazul, mușchilică? Bravo, mă, popoză, mamă, ce l-ai zis-o? L-am zis-o, nu? Aha! De când vă aștept, puișorilor? Pe voi? Exact, pe voi! Bă, nenorociților! Dacă mai faceți odată ce ați făcut ca să ajunge șef, vă omor cu mâna mea, ați înțeles? Da, 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 da. Fiți atenți, că mie nu mi-e frică de pârnaie, că sunt obișnuit cu ideea de că lucram pentru Baros. Hai, scoateți repede banul ca să nu-i spun lui șeful ce ați făcut. Hai, hai, mai repede! 300! 300! Hai, hai, mă, mai repede! Dați-i pe toți în coace, hai, hai! Băi, da, mă! Cu bubăză ăsta nu mai e de glumit, s-a făcut al dracului! Zici că o să fie zdrânț, mai ales dacă o să ajungă președinte! Că e de la țară! Iar acolo chiar ne trebuie o mână de fier polițienească, așa cum e Chiorete. Da. Da. Tras! Gat! Asta să-ți fie clar, dacă... Bă, dacă ești așa tare în gură, m-ar și făcurat în arist. Un ce? M-ar dărâs. Dărâs! Îi arătam ei că mi-am luat un ceas cu fosfor. Da. Hai zi, șirfon, făitule, cu... Cu ce, mă? Cam uitat. Fosfor. Cu ce, mă? Cam uitat. Cu fosfor. Cu scuzele tale, penibile. Cum? Zici tu că te-am trădat eu pe tine? Pe ce, mă? Eu m-am culcat cu vreuna din găcișile tale? Șefa, Deziret, cât pace era să mă arși și cu baba? Și ai simțit, bă, când faci era să mă arși cu baba? Bă, ce ai zis, bă, ce ai zis? Puișorilor, ești țavară și veniți cu bani. Eu mi-am ajuns, 250. Hai, mă, mai repede, dați-i pe toți. Nu, mă, că nu mai avem! E doar că ai, mă! Strânge-i! Strânge-i, că-ți rup capul! Ia, mă, dă-i de-aia! Băi, opa, de asta s-a făcut al dracului rău de tot. Da, zici că-i zdreanț. Te-ai făcut și al dracului, zice zdreanță în sinea lui. Bă, cu pupăză asta nu mai e de glumit, s-a făcut al dracului. Da, zici că-i zdreanță, seamănă cu spânul. Să vă stai. Donatine, stai cu mâna jos. Bocnii, Donatine, zici că-i zdreanță, stai și băi, nu-ți chem. Hai, crescut în popularitate pentru că dau făină și ulei prin sate. Pupăză, trebuie neapărat să faci ceva, că altfel pierzi electorat important. Eu nu fac pomeni electorale, că costă, adică, virgulă, costă la imagine, dragă, dăunează... Păi atunci zi tu cum aduci voturi, gratis.
fac ceva extraordinar. Nu cred că mai ai ce pupăză, că la ce au văzut românii până acum, plus că tu nici nu ești spectaculos, așa. Eu, mă te uit, mă faci varză în față? Ai venit tu atunci cu o idee concretă. Știu. Trebuie să-i atrag de partea mea pe tinerii care de-abia au împlinit majoratul. Că ea vin sigur la vot, că așteaptă de 18 ani momentul ăsta. Pupăză, ție îți trebuie să mii de voturi, nu câteva zeci. Dar de unde știi tu, dragă, că sunt zeci? Asta e așa, că ne zice Chiurete imediat că sunt, că doar îi are în catastife la evidența populației. Mm-hmm, prietenul tău. Agent Chiurete la aparat, da, vă rog. Sau te-a văzut, sună capul. Da, Cintezoiule. Hai, salut, prietene. Mai subțire cu prietene. Că dacă țăram prieten, mă pe tu după lista aia, după la internet, da? Păi tocmai de-aia te-am sunat, mă, prietene. Să zic că mi-a mai trecut supărarea și te-am retrecut pe listă. Și numai că te-am retrecut, dar dacă îmi faci un serviciu, s-ar putea să fii chiar în capul ei. Ce serviciu? A, o nimica toată. Trebuie doar să-mi zici câte persoane au împlinit 18 ani anul ăsta. Rămâi în telefon. Auzi, mă, dacă tot ai venit cu mersul ăsta de gazelă, ia verifică, mă, în calculator. Câți copii a cerut buletina cu 4 ani? Dar pentru cine îți trebuie informația asta? Că n-avem voie să dăm date fără aprobare. Pentru Mușchiurică, că e la telefon. Ce să-i zic, că nu vrei să-i dai informația? Nu, eu dau imediat lui Mușchiurică, stai. 374.000. Așa mulți? Bă, aproape 400.000. Da? Mersi. Pentru puțin. Bă, vezi, poate îmi te ții de promisiune, da? Ce promisiune? A zis că aduce ceva bun Acilea, mă, când se întoarce el după teren. Păi normal că îl cinstește Pupăză. Ce treabă are Pupăză asta, mă? Păi cine crezi că a cerut informația, a? I-a cerut o Pupăză lui Mușchiulică, că Pupăză vrea să știe câți au împlinit 18 ani ca să știe câți votează, ca să pregătească și el un discurs plin de promisiuni pentru ăștia tineri. Ce dragi să te piaptăne de promisiuni să le facă Pupăză la ăștia de 18 ani, mă? Că le lasă liber la discotecă pe gratis și le dă băutură pe datorie? Asta ne interesează pe noi, mă, ce le promite? Sau că pastilatul îi dă informația ca să ne ia fața în lupta pentru minister? La asta nu m-am gândit. Chiorete, trebuie să-l scoatem pe ăsta cumva din lupta pentru minister, că a început să joace murdar. Dar mai întâi, cel mai întâi și mai întâi, trebuie să-l retrogradăm, ai înțeles? Păi sigur ai înțeles bine. 400.000? Mie mi se pare o sumă imensă. De unde așa deodată atâția majori? Apar n-am, dar atât a zis. 2014 minus 18 ani vine 1996. Da. Ce dracu a fost atunci? Vreo mineriadă, ceva? Că poate a stat lumea în casă de frică și a făcut copii de plictiseală. N-a fost nicio mineriadă, Pupăză. Alea au fost în 91 și 99. A, dar au fost alegeri și s-a schimbat regimul de la Cotroceni. Asta e! Că toată țara s-a îmbătat atunci de fericire. Și ce face românul la beție? Copii? Bingo! Hey, întrebarea e cum îi atrag de partea mea pe ăștia micii. Că dacă au fost făcuți la beție, sigur le place alcoolul. Și eu n-am bani să dau făină sau zahăr, dar aminte whisky cu cola. Eu zic să transmiți că ești un suflet tânăr, ca ei, nonconformist, să-ți faci o imagine de-asta tinerească. O să mă îmbrac în bluș din aia sfârșiase, așa. Nu poți. Că dezbaterea finală cere prestanță, are un protocol obligatoriu. Dar poți să-ți faci piercing în ureche sau un tatuaj? Bă, tu ai nebunit? Păi ambele înseamnă înțepături și mie mi-e frică de ace. De ace sau de costuri? De ace. Aha. Dar o să pun pe ai mei să-și facă. Că dacă staful are imagine tinerească și non-conformistă, e clar că și eu am. Că cine se aseamănă, se adună. A? Oh, da, mă, dar trebuie să faci și tu ceva, că tu ești candidatul, nu? Bine, drag, o să fac și eu ceva. O să... Ce? O să-mi pun o cravată din aia croșetată cum poartă tinerii la banchetul de clasa a 12-a. Polul sud e pământ, iar polul nord e doar gheață. Da, e invers, șef, uitați. Pastilatule, tu îți faci superiorul incult? Polul sud e pământ, că de-aia și e continent. Ce înseamnă continent? Pământ, idiotule. Ți se pare ție că Australia, America, Asia sunt gheață, mă? Nu, șef, că nici n-ar avea cum, că la ele nu e frig. Nu despre frig vorbim. Antarctica e gheață și Arctica pământ. Punct.
Așa e. Bă, tu mă, e la mișto? De ce mă contrazici, mă? Ca să mă enervezi? Nu, șeful. Cum a zis acum, e corect. Arctica e polul nord și Antarctica e polul sud. Noastră știți bine denumirile, dar încurcați poli. Ieși afară! Nu-mi spui mie că încar încurc eu poli. Are dreptate prostul. Te pomeni că o fi vreun deștept sub acoperire care învânează postul. Este sarcină de partid. Că avem nevoie de votanții care au împlinit 18 ani ca de aer. A, mie îmi convine că de când vreau să-mi fac niște tatuaje... Nu încetează că nu am bani! Tu nu tatuaje trebuie să-ți faci. Exact. Că tu ești femeie și nu poți să te despoi în public ca să le arăți. Asta i-am zis și eu. Piercing vreau de la tine. Unde? În... într-un loc specializat ca să fim siguri că nu te infectezi. Are dreptate omul ăsta. Și piercing e mai de efect. Impresionează tineretul maxim. Păi, să fie clar, eu nu-mi dau căuri pentru nimic în lume. Că mie mi-e frică. Bine, omule, bine. Tu poți să-ți faci un tatuaj cu sigla partidului. Dar fii atent, pe banii tăi, că tu vrei tatuaj. Tatuaj? Nici tatuaj nu vreau. Că și-a dat o suferință înseamnă că se face cu un ac. Trebuie să fac 1000 de căuri, să mai fac căciuri. Gogoașă! Ce? Fără sacrificiu nu se pot câștiga alegerile. Și tu ce sacrificiu faci? Eu? Da. Ăla suprem. Oh, te sinucizi? Mai rău. Ia, luați de aici ca să aveți de intervenție. Eu nu vreau. Dar am pupă-se, că și eu tot tatuaj vreau să fac. Ia lasă, că tu ai deja unul. Păi dacă ăsta-i vechi? N-are nimic. Îți faci altceva pentru diversitate. Gata! Am găsit! Știu cum facem ca să retrogradăm pe paștilat. Bagă, hai, zi! Mâine, când stai la birou, așteptăm să ne vii o solicitare de intervenție. De la 112. Dar noi, lui paștilat, nu îi spunem că trebuie să mergem la ea. Îl mințim, bă! Îi zicem să ne dea drumul până acasă, că avem niște chestii personale de rezolvat. Scârba mușchiroasă nu-o fie de acord. Nu ne lasă! Că știi că nu vrea să ne lase să chiulim din timpul programului. Și uite, așa noi o să ratăm misiunea din cauza lui. Și mergem la șeful și ne plânge că pastilatul ne-a sabotat, ca să nu ne evidențiem noi peste el, să-i luăm locul. Ce părere îți faci? Foarte tare, bravo! Acum putem să bem. Să bem! Auzi, dar noi venim acasă sau ne ducem în misiune? Să bem! Da, să trăiți! Am zburat! Doruleț? Ce e, mă? Avem și noi o rugăminte... Să ne lași liberi o jumătate de oră, că trebuie să mergem până acasă. Dar ce treabă aveți voi, mă, în timpul programului? Ne-a chemat președintele de la scară, de la bloc, că e o ședință pentru schimbarea comitetului. Să fim și noi de comitet. Da. Ai, iurea, va chema președintele Pupăză să-i faceți campanie. Și vă duceți disperați. Doar vă dă internele. Bine, nu, mergeți. Că dacă e ședință, e nevoie de vorbă. Hai, dați drum. Papa, adică chiar putem să mergem? Da, mă, eu ce am spus? Dați-i drumul, hai! Extraordinar! Și luați-vă adio de la minister. Ce părere ai? Ai zic că nu semăn cu bănică liceni. Semen mai mult cu Ionică decât cu bănică. Atunci tu semeni cu isoscel, da? Mersi. Ceilalți unde sunt? Că măcar ei poate sunt mai cool. Adică ce vrei să spui, dragă? Că imaginea mea nu-i bună? Sau care-i treaba? Așa, da? Acum nu numai că o să te voteze tinerii, dar o să se înscrie și în partid special ca să o cunoască pe Gagică. Că e beton. Mersi, dragă. Da. Vandam unde e? Și Gogoașă și ceilalți? Vandam era la sediu. Așa? Auzi, nu te duci și tu ca să te asiguri că e gata cu lucrul lui, că maxim oră avem conferința de presă și ar trebui să fie gata. Da, cum să nu? Acum, pa! 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 Pa
dai locului că trebuie să mergi noi la sediu. Mergem, mergem, dar nu înainte să-ți mătocesc o pancheriță sexoasă, că n-am avut în viața mea așa ceva. Nu să mai ai așa ceva. Dar ai grijă la păr, că mi-a luat ore să-l fac. Ok. Fără păr, fără păr, fără păr, fără păr, fără păr. Au plecat pur și simplu, șeful, fără acordul meu. M-au sfidat de-a dreptul. Păi și tu nu le-ai spus că o să-i raportez mai sus? Că dacă tu n-ai pic de autoritate în fața lor, îi speriai cu mine. Eu le-am zis, șeful, dar li se rupe și de matale. Au zis că peste câteva zile ei o să fie miniștri și o să ne dea ei pe noi afară din servici dacă îi enervăm. Am încheiat citatul. Serios, hă? E, păi atunci să văd eu cine îi mai pune pe ei miniștri când o să le fac raport la Don Chester și o să-i zboare din poliție. Șeful, nu lua și dumneavoastră chiar așa. Că nu mi-aș dori că ăștia să rămână fără servici. Mai bine le dați un avertisment, o amendă, ceva. Toruleț, stai liniștit, mă, că tu ți-ai făcut doar datoria. Ai semnalat un caz grav de indisciplină. Așa face un șef competent. Și stai liniștit că nu-i dăm noi afară. Don Chestor îi dă, dar încrede de cuvință. Și sper să creadă, bă, pentru că așa se menține disciplina în poliție, prin măsuri concrete. Grijă la păr, grijă la păr, da? Poți să intru? Nu! Acum poți să intru? Nu! Ce? Ce cauți, mă, aici, mă, Gogule? Nu ți-am zis că vreau să mă odihnesc ca să arăt tânăr la conferința de presă? Ce ai? Eu n-am nimic, dar am fost la studioul ăla de tatuaje și mi s-a făcut frică când am văzut acelea la tătica. Eu nu fac tatuaje, să fie clar, că eu mor de frică, cred că am acofobie. Ce spui, mamie? Du-te la Teo ca să te trateze sau să găsească altă soluție. Hai, mișcă-te odată când începe conferința de presă și ia uite, zvâgnește și genunchiul de la vreme. Dar tu de ce dormi în costum? Pentru că orice om politic adevărat trebuie să fie pregătit 24 de ore din 24 pentru interviuri. De la vreme, ți-am zis. Și interviurile se dau în costum, elegant. Nu în training ca golanii sau în franjuri Fresh și Barney. La un loc. Ce ești tu? Ieși afară. Bine că ai tu tocuri cui. A plecat? Ușor, ușor! Ușor, pentru că mă șesc la fata! Cum ați fost în misiune? Pe jos, bre, cu bicicletele erau ocupate. A fost cum ne vezi și cum te vedem, că doar nu ne la popice. Da. Hai, liber la cafea. La cafea, să trăiți! Pastilat ordinar. Vrea să fac rapoarte nefondate la Don Chestor. Să mă discreditez ca să-mi ia locul. E, păi atunci o să mă ocup de tine, nemernic undercover ce ești. Hai, fătălăule, că te faci de râs la Teo și adi o imagine de tauraș neînfricat. De fapt, de ce nu? Că nu o să știe nimeni că n-am gaură dată în ureche. Wow! Ai și cercei, ce sexy ești! Teo, ce dai buzna așa, mă, cățărarul, nu știi să bați la ușă? Ești afară, nu vezi când șoptește ceva la ureche? Haide, bă, că suntem în aceeași echipă electorală. Ce aveți secrete față de mine? Nu-i niciun secret. Ieși afară că sunt la terapie, măi, HIV, Vrei și Barney. Bine că e tu, oglindă roz. Nu te zmuci. Mateescule, mi se pare mie sau tu suferi de tulburări bipolare? De ce? Păi numai un om care suferă de așa ceva
poate să facă rapoarte negative la toți colegii, apoi să se răzgândească și să le anuleze. Mă, băiecică, ție trebuie un consult psihiatric amănunțit. O să-ți fac chiar astăzi o programare. Șeful, nu, vă rog eu frumos, că dacă află presa, îmi dau naibii imaginea și nu mai am nicio șansă la funcții de conducere în... Micaela. Deci tu tocmai sper că o să ajungi ministru în locul meu, adică. Nu, șeful, mă refeream la funcția de șef în poliție în locul dumneavoastră, care veți fi noul ministru de externe. Asta de interne. Păi cu asemenea probleme psihice, nu cred că poți să te promovezi. Îmi pare rău. Șeful, n-am nicio problemă. Permiteți-mi să vă explic. Nu eu v-am trimis rapoartele alea. Nu? Nu. Cine? Cineva care vrea să mă sape, șeful. Să dea impresia că eu sunt bipolar de la, ca să-mi ia locul la conducerea secției. Nu? Da. Și nu bănuiești pe nimeni? Ba, bănuiesc. Dar dați-mi timp să verific. Lasă că verific eu. E mai sigur așa. Ziceți? Zrău! Și dacă ai zis că e prea puțin, n-am tăiat-o. Ca să fiu mai cool, să pară că lansez o nouă modă, că sunt trendsetter, că tinerii adoră chestiile astea noi și ieșite din comun. Mai degrabă pare ieșită din comună, că așa o avea și un vecin de-a lui mămica. Eu mâncat să facă. Iată, băi. Ia mai tăcesc-mă o dată din gură. Ia zi, Teo, cum ți se pare? Nu poate să zică nimic, că ai lăsat-o fără cuvinte. Îmi pot să mă odresc. Dar de ce, dragă, nu poți să vorbești? Baia! Tare! Ți-ai făcut și tu piercing! Super tare! Vedeți, mă, asta atitudine! De asta o pun premier! Ia, uite-l pe ăsta! Ce? Uite-l pe el! Ce-ai făcut, mă, ți-ai dat gaură în ureche? Anormal, normal că mi-am dat gaură în ureche, dar o mai țin puțin acoperită ca să nu se infecteze. Bă, băieți, am să vă pun o întrebare, dar răspunde sincer, da? Da, șeful! Vi se pare că Mateescu suferă de tulburări bipolare? Un moment. Alo, da. Ne verifică dacă vrem să scăpăm de șef, dacă suntem trădători. Deci? Nu suferă domnul Chestor de nimic. E chiar sănătos, tu! E dracu pe sârmă! E șpirt, șef adevărat, bre! Da? Mușchiulică, am să spun o întrebare, dar răspund sincer, da? Sincer să trăiți. Crezi că Mateescu suferă de tulburări bipolare? Nu, șefu, cum a zis acum e corect. Arctica e polul nord și Antarctica e polul sud. Noastră știți bine denumirile, dar încurcați polii. E jar! Nu spui mie că încurc eu polii. Da, să trăiți. E vază. Încurcă nordul cu sudul. Da. Mersi, Doruleț, ești liber. Trimite-l pe Mateescu la mine. Da, să trăiți. Trăiți? Am aflat cine e sabotorul. Cine? Doruleț. Ce să-ți fac dacă ai pus un tantalău șef? I-ai dat un deget și acum vrea să-ți ia toată mâna. Da? Atunci o să o iau eu pe-a lui. Bună! Bună! Ia fi atentă ce scrie. Un pictorial non-conformist care îi va crește lui Pupă Zăge semnificativ numărul de simpatizanți tineri. Păi ești nebun, chiar am reușit cu ideea mea. Uite, ne laudă toate ziarele. Pupăză, am o veste proastă. Din păcate, informația pe care ți-a dat-o Chiorete e greșită. Sunt doar 374 de inși care au împlinit anul acesta 18 ani. Nu 400 de mii, era și aberant. Cine ți-a zis asta, dragă? Cine mi-a zis? De la Cotrocine m-a aflat. Adică... Noi ne-am măscărit deja, bă, imagine, uite ce hal arătăm din cauza unui milițian idiot. Deci așa ne merg, micilor. Arde farpămață să vă ardă. Ne-ați aruncat păiuțul în brațele diavolului meu. Nu vii voi. Dar cineva, nu voi l-a spus pe la mic să-și tatueze trupșorul la firav? Nu știați, bă, că tatuajul este lucrarea diavolului? Pupăzoiule,
Dacă vrei să nu te jumoli de viu, să faci bine să plătești operația de scoatere a tatuajului cu laser! De grabă! Eu? Dar de ce să o plătesc eu, tanti, când... Să-i o plătească ăsta? Că din cauza lui s-a tatuat costelușa lui Matale. Cum din cauza mea? Iete cum auzi, Chiorete, că dacă nu-mi dădeai tu cifra majorilor greșită, nu se întâmpla nimic. Ce? E greșită? Da. Păi așa greșită mi-a dat o scârbă asta de popoleț? Păi atunci el să plătească, dar în măsa! E, ce vorbești? Eu ți-am dat o greșită pentru că mi-ai zis că e pentru mușchiulică, da? Nu mi-ai zis că e pentru pupăză. Și chiar așa, de fapt, ce faci tu? Te pui bine cu pupăză ca să-mi iei mie ministerul pe la spate. Păi care ești, măgar? Ce să-ți iau pe la spate, bă? Funcția, Chiorete, funcția! Dacă e pe d-astea, să știi că de acum înainte începe războiul din nou, peizane! O să vezi tu! Războiul începe după ce îmi dați banii pentru laser. Hai, banii, frate! Da! Banii! Ce-a rămână, mămică? Ce-ai făcut, mă, prostovane, mă? Te-ai uitat în gura la ăsta și ce-ai pângărit trupșorul cu tatuaje? Mișcă imediat să-ți scoți-o cu cuțitul, că ăsta nu sunt stare să scoată bani pentru intervenția cu laserul. Mămică, stai pe loc, că nu e tatuaj din ăla. E un simplu desen. Uite! Că v-am zis că nu fac tatuaj de la adevărat, că mi-e frică! Uite! E vezi? Iată-te, Doamne, ajută! Dar tot o să vă coste minciuna milițienilor! Hai, ne cheamă la seți! Da, iată, ne cheamă! Mă scuzați, tanti! Băi! V-am chemat să vă anunț că începând de azi rămân ciung. Vă tăiați un picior? Pe care? Nu un piciorologule, mâna dreaptă. Iar ați pierdut la cărți? Taci! Mâna dreaptă, adică pe tine, nemernicule. Începând de azi, nu mai ești ajutorul meu. Și dacă continui cu sabotajele, să știi că s-ar putea să zbor și din poliție. Ce-am făcut, șeful? Dacă sunteți supărat pe mine că v-am contrazis cu Polia, vă promit că nu mai spun niciodată nimic, șeful. Tatăle, da. Nu te putea să mă lăți. Ori a uitat că suntem în război. Da. Vezi că-s cu ochii pe tine. Și eu cu ochii pe tine, da? Nu să trăiți, dar ce zis acum e corect. Antarctica e la polul nord și Arctica la polul sud. Hai, Iura, parcă m-a prășit. Și-a rămas în rictus. Hai, Iura! Ai văzut cum își bruncește ochii a doi? Și zici, stai, deci în momentul când o ridică pe aia, nu, cred că invers se stă mai bine cu ea. Foarte de ca... acțiune. Hai, Iura! Te spuneam! Ce reflexă! Și acțiune! Cum ați fost în misiune? Pe jos, bre! Nu e la misiune oricând! Păi ce credeai că le ce la popice? Păi trebuie să zic ce a zis și m-a zis. Păi dar cum ați fost? Pe jos! Cum ați fost în misiune, mă? Pe jos, bre! Și la ăsta și... Costele! Dar tehnica, Andrei, dă pe-i vorba. Costele! Vino de grabă la țară, că trebuie să vorbesc și mai cu tine, hai!
Mămică, e ziua alegerilor și trebuie să supraveghem secțiile, că se anunță fraudă masivă. Ha! Aia se anunță de fiecare dată și se și întâmplă. N-ai tu cum să oprești fenomenul ăsta, că nu stăm puterile tale. În schimb, să-mi aduci un nepoțel, stăm puterile tale. Dă voi să mă ce votăm. Foarte bine! Dă ștampile și pleacă, dacă hai. Oi, mamă, nu înțeleg, de ce nu putem să așteptăm până mâine? Pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu, prostovanul satului. Dacă iese Pupăză președinte, Ginuța nu o să te mai vrea în veci. Că n-o fi proastă să te aleagă pe tine un buhav nătărău în loc să le aleagă pe ăla, care-i și maciumen și viitorul președinte al țării. Gândește! Păi și tu crezi că dacă n-am convins-o până acum, o conving acum, în al 12-lea ceas? Te strădui! Ei, spui, dă-ne pe toată în pace. Ei, spui așa, că dacă Pupăză iese președinte, ăla nu se mai recunoască plodul în veci vecilor amin. Că n-o să-i mai fie frică de niciun șantaj, care deja tot se aici încărcă. Și imunitate prezidențială. Eu o să încerc să-l convingă acum, pe ultima 100 de metri, el o să refuze definitiv. Și ea o să trebuiască să vină la tine cu plodul în brațe, resemnată și cu coada între picioare. Și dacă Pupăză n-o refuză? O refuză, o refuză, mergi pe mâna mea. Gata, păi, am votat tot. Nu mai vine nimeni la gata. Hai, la birt, hai, școală. Hai, găină moartă, mai putat. Bă, dă-te, Andreacu, că te joc în picioare. Vezi că la mine încă nu lucește. Nici la mine. Și să-ți iei crema, să nu mai scuipi. Țărane, mai vorbim noi mâine după alegeri. Vorbim pe drasă. Te ia fierme uscat, că tu clădirea guvernului n-ai ce căta. Acolo să fim numai noi doi. Vă agitați degeaba, că tot Matescu o să iasă ministrul de interne. Doruleț, la mine imediat! Și eu o să fac tot ce pot ca să-l ajut. Păi, bă, dracu, să te ia de panorama și de prostăvan ce ești. N-are, bă, niciun pic de putință, e un fătălău ăsta. Fătălău, fătălău, dar are dreptate prostul. Matescu e favorit. Tocmai de-aia a trebuit să facem ceva. Ce? Ce-am făcut și cu mușchiulica? Să-l pune să ne facă pantofi? Nu! Să-i facem o înșenare ceva, să-l scoatem din joc. Nu să mai e cu ce să-l șantajezi. Azi e ultima zi, așa că eu zic să rup pisica și să tranșez problema. Ce zici? Să știi că ai dreptate, mă. Da. Chiar mă duc să vorbesc cu el. Nu. Stai tu aici, că stai bine, eh? Mă duc eu la sediu și ți-l aduc, că la sediu nu puteți să stați de vorbă. Că acolo sunt prea multe urechi, prea multă presă. Hai, du-te! Era și cazul, că eu am găsit capcana pentru paștilat și acu' era rândul tău. Bacă! Ca să-l scoatem de pe lista de miniștri al lui Pupăză, trebuie să-l punem rău cu el. Păi, bă, tu crezi că Pupăză o să aibă timp a ne asculta pe noi astăzi cu ce strâmbă-i băgăm? Ăla o să fie căpiat de cap, că n-are timp, o să alerge pe la toate secțiile de votare ca să facă pândă, să nu-l fure cariva la voturi. Nu o să alerge, nu o să poată. Că o să stea acasă, că-l ținem noi. Fii atent, mânărim un mandat de arestare de 24 de ore. Păi, stă-mi, mă, că nu-l aducem aici. Facem unul cu arest la domiciliu și spunem că a fost cerut și semnat de Mateescu pentru cazul Baros. Că Mateescu s-a dat cu adversarul lui politic, că l-a cumpărat ăla. Da? Și dacă-l sună pe Mateescu să verifice? Nu-l sună. Că-l convingem noi pe Pupăză să nu facă asta, că-și agravează situația, că e o încercare de influențare a organului de control. Și dacă află presa, pierde alegeri. Hăț! Și dacă îți face o surpriză neplăcută, tocmai acum, pe ultimul 100 de metri. Dacă zice de copil, exact când ești din secția de votare și te înconjoară presa. Nu mai vine tu, pui tu la altă post și recunoști copilul astăzi? Și poate mai crește și niște voturi de la familiști indeciși. Zite-o, n-am dreptate? Da, există și posibilitatea asta, da. Ai văzut? Mă, Gogule, nu zici că nu ești prost? Exact așa o să fac. Hai, fu și anunț-o. Pe bune? Exact. Du-te.
faci? Exact așa o să fac. Fugi! Ok. Păi, atunci mă duc să convoc presa. Stai calmă, Mateo, că nu e nevoie. Nu? Tu mă crezi prost? Cum n-ai poate să recunosc copilul? Am zis așa doar ca să scap de pisălogul ăla. Păi dacă îl recunosc, nu mă omoară măsa? Că măsa mi-a dat bani pentru campanie, tocmai ca să nu recunosc copilul și să-i las lui Gogu. Păi și ăla o să trimite pe Gina cu actele la tine, ai nebunit? Dacă o apucă o criză când își dă seama că ți-ai bătut joc de ea și face vreun gest necugetat. Da. O să chep pe mușchiulică să mă apere. Nu la gest din ăsta mă refeream. Ce are aia față de bătăușă? Arată ca Emma? E, ar vrea ea. Poftim? Să fie așa ca Emma bătăușă. Eu altceva voiam să zic. Dacă face publice informațiile despre copil, ce ne facem? Corect. Trebuie să dispară. Ce face? Poftim? O, dragă, câteva ore. O să vorbesc cu mușchiulică și se ocupă el. E joci Batman, a? Bă, tu n-ai treabă, mă? Nu, mă, că m-ați lăsat voi fără ea. Păi zi așa, că tot noi îți păi găsim. Păi cine? Ia du-te tu în parcare și spală după aia, curăț-o. Alo? Da, păpăză. Sigur, vin imediat. Trăiți. Caterinca. Țeapă hienelor, că m-a chemat să-l păzesc viitorul președinte al țării. Așa că voi o să spălați după aia. Că dacă îmi dă funcția aia pe care mi-a promis-o, o să vă cam plimb cu ea. Ce facem acum? Stai mă liniștit că minte de lămoși să păgheță, ăsta joacă la calceal mea. Vreau să ne intimideze, spui. Dar nu la funcție mă refer, mă, ce facem cu mandatul? Că nu mai putem să mergem cu el, că e ăsta acolo și ne dă de gol. Înțelegi cum îl îndepărtăm? În cotura de gândire. Te-ai răzgândit. Cum te-ai răzgândit, pupăză? Cum te-ai răzgândit? Tu-ți bagi joc de mine? Zi! Nu, nu. Acum convoc o adunare de presă și le spun tuturor ce bestie cu chip de om ești, mă! Și ți-i adio de la Cotroceni! Măi, măi, ce nu s-a? Lasă-mă să-ți explic de ce m-am răzgândit. Eu vreau să-l recunosc. Dar deodată am avut o revelație. Că o să zică presa că am făcut-o așa din populism ca să par un erou care salvează copiii fără tați. Și știi că lumea urăște populiștii și oportuniștii. Tu vrei să pierd alegerile acum pe ultima sută de metri? Crezi că te iartă ăsta mică, l-a lăsat fără tată? Eu dacă pierd alegerile nu știu ce se întâmplă. Păi și crezi că o să te ierte că l-ai lăsat fără mamă? Că dacă pierd alegerile îți dai seama că ăștia nu o să te ierte că i-ai lăsat fără funcții. Zi-e-mă! Ah, eu fac crimă dacă ajung iar pârlită. Ai? Că m-a învățat Esteban cu bani. Păi și de ce nu chem drag aici dacă ți-e așa de dor de el? Nu, că ai luat o razna. Cum să-l chem? Vrei să ne omoare pe toți? Spus că eu duc dorul banilor, nu al lui Esteban. Și eu vreau să mi-i câștig singură, să fiu iar independentă. Și asta ar trebui să vrei și tu, încă poți. Că dacă lași pe Gogu să-ți recunoască copilul, te umpli de bani. Cum așa, dragă? Nu-ți dă tai că tu averea îți dă. Nu-ți dă și baba averea ei că-i oferi un nepoțel, îți dă. Și îți dă și pupăză, tatăl copilului, că a promis că o să-l ajute din umbră, nu mă? Da, bineînțeles, dar pentru asta trebuie să ies președinte, ca să am cu ce, nu? Lasă vrăjala! Că eu știu de ce nu vrei să recunoști tu copilul. Că tu nu vrei să plătești o amărâtă de pensie alimentară. Și la ce să mă aștept de la tine? La ce? La o casă, de exemplu! Da, da! O casă! Că dacă o să iasă președinte, el va primi o vilă de protocol de la stat. Și casa asta îți rămâne ție și lui Gogu. Hai, fată, că Gogu-i băiat bun. E harnic, e iubitor, e blând, e grijuliu. O să te țină ca pe o zeiță, nu fi fraieră. Ăsta o să fie ocupat cu țara. Hă? Bine. Mă duc acum să le fac actele. Așa. Și să-i ziceți că eu când mă întorc, da? Vreau să le semneze. Da. Clar? Da, 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 da. Tute, tute, tute. Așa. Fii deșteaptă! Yes, yes! Mușchiulică, du-te, du-te că ești liber, că momentan nu mai este niciun pericol. Du-te și așteaptă-mă la sediu de campanie. Am fugit, boss! Slavă Domnului că ne-a apucat alegerile alea la
Am uitat! Ce, mă? Nu! A venit iar! Așa! Îl sunăm pe Paștilat! Așa. Zicem că ne-a sunat Mârlanul din Spania să ne anunțe că în seară sosește Esteban. Esteban care l-a găsit pe Mârlanul la o coadă la șaorma și l-a extras de acolo, i-a pus mâinile pe linia de tren și i-a tăiat unghiile. Hai, bă, i-a tăiat unghiile. Da, bă, și l-a durut că stăvea unghiile încarnate. În condițiile astea a fost obligat să spuie tot ce știa, adică unde se ascunde Ema cu Vandame și cine i-a ajutat să fugă. În momentul ăsta nu o să-i spune lui Paștiladu pâine mult ăsta, că el e primul pe care o să-l omoare Esteban, că el e garda de corp al lui Pupăză. Bravo, băi, genial! Și când o dăm pasta, o să fugă în cânori. Băi, facem o echipă extraordinară, mă. Noi gândim pe rând ca să nu ne puizăm. Ia de chef, da. Prostul ăsta. Da! Da, ia. Alo? Băi, retrogradule! Bă, tâmpitule, e retrogradat. Retrograd e numai Uranus când e în casa Scorpionului. Taci, mă, Uranus, că nu... Băi, retrogradatule, băi, că era... Băi, fii atent. Avem o veste nașpa pentru tine, mă. Ok. Ce, mă? Curajosule. Ci că vine Esteban ăla din Spania. Când? Acum, că au dat telefonul aia de la vamă, cred că e deja în țară. Păi, nebun! Nu te duci, mă, caratistule! Curajosule! Hâțima! Hâțima! Vandame, să știi că nu-i ceea ce pare. Nu? Dar ce? Viol cumva? Zi dacă e viol să chem poliția, să chem televiziunile, Pupăză. Vandame, eu tot pe tine te iubesc. Cu Pupăză e doar sex. Să mor tu! Să mă rog, a fost? A fost că de mâine o fac numai cu tine. Nu mai contează că mi-e zbube. Nu mai contează imaginea că o să fiu deja pe funcție, înțelegi? Acum am făcut-o ca să mai scăpăm și noi de tensiune. Atât! Să nu clacăm diseară la exit poll. Dar să știi că nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Exit poll? Tensiune, Pupăză, a? Și eu care venise să te apăr. Ar trebui să te omor înainte lui Esteban. Dar nu merită, mă. Nu merită să-mi pătez mâinile cu sânge de nemernic. Exact. Că iese greu de pe mâini. Uneori să știi că chiar deloc. Cine? Esteban? Da. Vine Esteban. Distracție plăcută cu el. A troa scârbelor. Fădame! Am scăpat. Pupăză, tu ești idiot? Cum dracu am scăpat dacă vine Esteban? Fă-ți bagajele să plecăm! Dragă, că poate e doar vrăjeală, trebuie întâi să verificăm. Pupăză, îți dau una de țărochia pe pereți. Dacă nu vine Esteban, se întoarce Vandame când o să realizeze cu adevărat ce a văzut aici. Că acum e stare de șoc. Nu tu vrei să ajungi la Cotroceza la morgă? Uzi, lăsa asta, cum că nu ți-a plăcut? Teo, vino urgent la sediu, că am nevoie de tine, da? Mersi. Hai că nu-i nimeni, o să vii. Să stăm cu voi acum. Zorii compresorii puișorilor, trebuie să vă schimbați planurile. Căci că fiindcă tomna ce s-a emis un mandat de arestare pe numele lui Pupăză G. Grigoraș. Aoleu! Da! Și am insistat noi pe lângă procuror că el era cu aducere la secție. Și am vorbit, am aranjat să fie cu arest la domiciliu. Așa că nu te miști. Să mă, cum dacă s-a emis tocmai astăzi, mă, când... Stai că-l sună pe Matescu. Lasă-l, nu mai suna! Ești trala sau care-i treaba cu tine? Domnul Matescu el a dat semnat ordinul. Păi seama puțin că el mi-a promis că tergiversează. Cine, mă, te-a trădat? Pentru că probabil a luat mai mult de la contracandizat. A luat, sigur. Ah, câine, Matescu, jablă ordinară, să vezi ce fac eu. Bă, dă-te mă ăștia, păgeți, bă, dar insistent ești. Păi... Bă, tu ne-au scas pe o idee de toralatul. O să se considere că obstrucționezi justiția, că-i pui tăc și faci și trafic de influență. Exact azi îți lipsea ție în ziua votului, mă. Să-ți dai dracu și bruma de capital pe care o mai ai. Aia de imagine vorbim. Păi, Pupăză, o dreptate, fii atent. Dacă
trăiești în arez la domiciliu, ăștia o să te păzească. Deci nu mai e niciun pericol dacă vine Esteban. Esteban! Nu, stai-ți-mă liniștiți-mă că nu vine niciun Esteban. Totul a fost la cale pus de noi doi. Ca să-l facem pe mușchiului că să plece dracu de lângă voi. Păi dacă se afla că ești arestat, îl vedea presa și parcă îi punea microfonul în față. Și ăla? Prostăvanul, cum e el, prostăvan, se spărgea și dădea totul pe goarnă. Și la revedere, imagine, pupăză. La revedere! Vezi, mă, pupăză, când ne zbatem noi pentru tine. După ce câștigi, să vedem cum te zbați și tu pentru noi. Domnule președinte! Domnule președinte! Ia, pune-mă și nouă selfie. Ema! Ema e cu pupăză! Ema e cu pupăză? Ar trebui să-l omor! Vandame, fii rațional, că avem nevoie de el ca să-l obținem posturile! Am zis, ar trebui! Plus că și te-ai făcut același lucru. Da, sunteți chit de ce mi-e vrea să te răzbun? Păi tocmai, că nu mai vreau să mă răzbun. Că m-am răzbunat deja. Cum? Am plecat și n-am rămas să ia păr de Esteban! Vine Esteban? Exact. Vandame, e nebunit? Păi o să-l omoare și pe pupăză, că el te-a ajutat să fugiți din Spania. Gata, adio, funcții, rămânem niște părliți. Voi mai ales. Cum să rămânem părliți? Sună repede pe mușchiulică, să se ducă el să-i apere. Sună-l că poate ne-o scoate, că o să fii premier. Doruleț? Da, Doruleț. Cotroșu, la pupăză! La pupăză, bă! Acum! Și a zis să duce? Da! Să ajungă repede. Și acum, Codroșu, pentru tine, tăurașule, ca să te destresezi. Stai puțin să închidem ușa, stai! Cu e ușa? Mai arată-mi roșu la odată! Arată-mi roșu! Și dacă sunt ăștia aici, am scăpat și de Vanda. Că de mâine mă preia SPP-ul. Nu mai are ce să-mi facă. Păi de mâine? Dar dacă se face astăzi? Dacă spune presii de copilul tău cu Gina să se răzbune? Că știi că furia orbește și vede roșu în fața ochilor. Că mai ieși tăuraș. Așa, cu somn. Gina, m-am răzgândit iar. Vino cu actele că vreau să recunosc copilul. Repede. Nu pot, dragă, să vin la nicio primărie, că sunt arestat la domiciliu. Păi, tățăcănit! Cum zici așa ceva la telefon? E Gina, mă, e discretă. Da, dar ce te faci cu ea de-ți ascultă telefonul, mă? Hai, mă, Gina, mă, că am glumit. Dar prefer să vii tu, că vreau să sărbătorim cu toții copilașul. Pupăză, ești acolo? L-ai chemat aici? Nu! La pupăză? Te-o fi înțeles la sediu, că idiot? Mă scuzați, dar credeam că deja a venit criminalul ăla și l-a sechestrat pe pupăză aici, ca să lichideze în liniște. Continuați! Ia stai așa. Bă, Vandame, tu ce faci? Că ești bărbat căsătorit. Mușchiulică, nu e ceea ce pare. Stai să te explic. Tu, de la pastilele alea, nu mai vezi bine. Vandame, ești penibil. Lasă-mă pe mine. Am încercat și eu. Măi, Doruleț! Mușchiulică! Știi că eu sunt o femeie așa, dintr-o bucată, da? Mamă, și ce bucată! Ce vrei ca să nu spui nimănui nimic? Să fiu șeful Poponeț și al lui Chiorete, orice ar fi ei! Ok. S-a aranjat. Dar ești mormânt. Mormânt? Ieși. Trăiți! Crezi că s-a prins? No. Surse care doresc să-și păstreze anonimatul, se pare că prezidențiabilul pupăză G. Grigoraș s-ar afla în arest preventiv la domiciliu. Ce ți-am zis, băi, conștientule, că ai telefonul ascultat? Acum ce ne facem? Este posibil ca aceasta să fie o manevră electorală prin care candidatul speră că va sensibiliza electoratul care nu a votat până la această oră. Nu e manevră! Nu e manevră! Sunați imediat și confirmați că sunt arestat! Hello! Ce faceți? Băi, vă știți câtă lume e acum pe străzi și că a ieșit toată lumea la vot? Hai, semnează, că trebuie să mă duc repede să le depun. Dar ce cauți prea aici? M-a chemat Păsteluș ca să fiu un martor la momentul solemn în care se vor semna actele de paternitate. Să se împătării! La fix ai venit că tu mai urmează să le semneze. Bravo, păi ce... Ce face? Pupă să le semneze! Păi care ne-a fost în
te finanțezi în campanie electorală? Nu recunoști copilul ca să-i lași cu postul meu? Uite, nu l-a mai vrut tanti, că el a insistat ca să-l recunosc. El n-a mai vrut! Îl omor! Uite așa, nu mor cu el! Dar știi ce? Te omor și pe tine, ca să te-mi văzi mințe trădătorile să respecti promisiunile, șarpe! Mersi, puternicosule! O să te țin minte pentru ce ai făcut pentru mine! Care l-ați arăstea pe pupăză, idioților? Matescule, lasă circul! Că știu că a fost din ordinul tău, am și mandatul! Mandatul? Uh-huh. Dă-mi să-l văd! Hai, hai! E la noi! Hai, mă, azi! Păi ăsta e un fals! Așa ne trebnicilor! Ați înșenat arestarea ca să mă puneți rău cu pupăză? Dar eu nu știu nimic, șeful. Apar n-aveam că pupăză-i arestat. Păi atunci ajută-mă să-i fezandez pe Petreuș și te pun ajutorul meu din nou. Cu mare plăcere, șeful. Dar să știți că eu n-am nevoie de funcție, că o să fiu comandant plin. Aha, ai văzut? Ai văzut cine a înșenat arestarea? Ăsta ca să-ți ia postul. Așa, mă? Șeful, eu l-am obținut direct de la Teo. Bine că ai venit, șefa. Nu e așa că mi-ai promis mie postul de șef? Da. Vede șeful? Deci voi ați făcut mandatul. Vă omor scârbe inteligente. Băi, terminați odată, că acum se anunță rezultatele preliminare. Așteptăm din moment în moment rezultatele preliminare ale exit poll-urilor de la ora 18. De ce ați deschis, mă, șampania, că încă n-a anunțat nimic? Nu e șampania. De ce? Elti. Ne-ai trădat, mă, Lani! Eu nu am vrut, da, mă, da, Mirabela, pe mâna lui, ca să scape de mine. Amore, nu face gesturi necugetate, că pot să-ți explic. Ce să-mi explicar? Ce să-mi explicar? Că m-ai lăsat con ojos y sole la matrimonio? Că m-am făcut de rușine în tot neamul? Că m-a desmoștenit madreșita din cauza ta? I am ajuns boschetar pe străzi? Eu nu pot să trăiesc așa. Și dacă nu pot să trăiesc eu așa, vă iau și pe voi conmigo. În Spania? No capsec! In inferno! La Dracula! Conform ultimelor estimări, pe locul întâi cu 51,5% se poziționează pupăză G. Grigoraș. Să pari eu un erou din ăla care salvează tații fără copii. Invers, copiii fără tați. Tații fără copii. Era bună, mă. Trebuie să lași. Stai acolo, stai acolo, stai. Tu vrei să pierzi pe ultima sută de mietri? Nu cred. Din mietri, băi? Alegerile și din mietri. Republica Moldova, măi? Mietri. Eu o să unesc țările și o să fiu președinte și peste România Mare. Moldova. Esteban, care l-a găsit pe Mârlanu la o coadă la șaorma și l-a extras de acolo, i-a pus mâinile pe linia de tren și i-a tăiat unghiile. Bă, nenică, în momentul ăsta la poartă nu mai vine de tine. Ui!